Ajutorul pe care l-a promis președintele României a ajuns în Republica Moldova. Spitalul militar din Chișinău a primit o tonă de medicamente și echipamente în valoare de 650.000 de lei moldovenești, clorom, combinezoane, măști și viziere de protecție, alcool sanitar și măști chirurgicale. România face ceea ce spune și suntem, am fost și suntem alături de dumneavoastră, dorim ca prin aceste gesturi cu toții să reușim să ieșim din, în primul rând, din pandemia care ne-a tulburat viețile și prin astfel de gesturi să folosim prilejul pentru a mulțumi, în primul rând, medicilor, care suntem convinși că au făcut în ultimul an sacrificii enorme. Și cred că cuvintele noastre nu vor fi niciodată suficiente pentru a le mulțumi celor care de multe ori s-au sacrificat pe ei pentru ca nouă să ne fie bine. Țin să folosesc această ocazie și să transmit salutul personal și mulțumiri către partea română prin intermediul excelenței sale, domnului ambasador, către Ministerul Apărării României, inclusiv alte instituții guvernamentale care au participat la transmiterea, la colectarea și transmiterea acestui ajutor pentru Spitalul Militar. Din partea excelenței sale, doamnei președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, comandant suprem a Forțelor Armate. Vreau să mulțumesc statul român pentru sprijinul acordat Armatei Naționale în această perioadă foarte dificilă pentru noi toți, prin donarea bunurilor medicale de protecție Spitalului Clinic Militar Central. Lotul de echipament medical oferit de către prietenii noștri de peste Prut reprezintă un suport real pentru protecția cadrelor noastre medicale. Noul pachet de sprijin românesc prevede o donație de 200.000 de doze de vaccin și asistență pentru pregătirea procesului de imunizare. Finanțare nerambursabilă de 100.000 de euro, 6.000 de tone de motorină pentru agricultori și o investiție de 250.000 de euro în cultură și presă. În 10 ani de parteneriat strategic, statul român a investit în Republica Moldova aproximativ 200 de milioane de euro.